Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Mă bucur să vă revăd. Voi face oroscopul zilei de mâine, 13 iunie, pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să las doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră și să nu uitați să vă înscrieți la canal dacă nu ați făcut-o. Mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu și mai mult decât atât veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Haideți să începem cu Zodia Rac. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Rac, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi în această zi de 13 iunie, ce se va întâmpla, ce surprize vor fi în viața dumneavoastră. Haideți să vedem pentru Zodia Rac. În momentul de față văd că sunteți blocați într-o situație neplăcută sau într-o relație toxică sau dependență de o anumită persoană. Oricum văd că veți da la spate și veți pleca din această relație sau veți dori să faceți acest lucru, veți dori să lăsați pe cineva în urmă, să lăsați această relație toxică sau aceste gânduri, iluzii, manipulări. Văd că există toxicitate. Cu diavolul aici văd și că veți avea parte de o supărare, din păcate, pentru unii dintre voi în ce privește aspectul financiar, o sumă de bani, nu primiți ceea ce vi s-a promis sau poate vă veți axa foarte mult pe partea financiară, pe aspectul material. Și Zodia Capricorn poate are un rol important în viața dumneavoastră. Cu diavolul aici, în ce privește relațiile, există pasiune, magnetism, dar nu văd iubire. Pentru alții văd o relație de dependență, unde există posesivitate, gelozie, dar și toxicitate. Optul de cupe. Văd oricum că veți pleca, veți da ceva la spate sau veți prefera să lăsați ceva în urmă pentru că nu vă mai place, nu vă simțiți bine. Vă dă frică, iluzii și preocupare și doriți o viață mai bogată, doriți o viață mai colorată, doriți o viață mai semnificativă pe plan emoțional. Și aici cu diavolul nu este, există doar intimitate și văd că veți da ceva la spate și cred că va fi momentul oportun pentru a merge mai departe și veți face alegeri pentru a aduce o schimbare importantă în viața dumneavoastră, cum ar fi o schimbare de casă, oraș sau locul de muncă sau de relație. Văd că veți încerca să vă îndreptați spre lumină, spre căldură, spre claritate. Asul de bețe, văd că veți avea parte de un nou început. Asul de bețe aici va fi momentul ca tu să acționezi. Optul de cupe îmi spune că acolo înăuntru toți vei da seama că trebuie să ieși din această situație toxică și că trebuie să acționezi, să iei hotărârea mâinile tale, să mergi mai departe, să nu-ți mai fie frică, să-ți urmezi visurile cele mai dragi cu bucurie. Da? Vei primi vești, vei primi vești, vei primi noi începuturi, vei avea parte de oportunități interesante. Haideți să clarificăm. Asul de bețe spune că veți lua o hotărâre importantă. Da, văd că există aici. Veți avea parte de curajul să dați la spate, să dați la spate o persoană. Să dați la spate o persoană care e toxică, dependentă sau poate uneori agresivă, manipulatoare. Văd că veți avea forța necesară pentru a da la spate și veți avea parte de curaj, să știți, și de veți avea parte de succes și văd că vă duce spre stabilitate. Vă doriți stabilitate în viața noastră și veți avea parte de această stabilitate. Și veți lua o hotărâre pentru stabilitatea noastră. Văd că aveți potențial să evoluați, să creșteți chiar și în ce privește carieră sau relațiile. Veți primi mesaje. Planeta Mercurii este aici, Zodia Gemeni, Fecioară. Veți primi mesaje, comunicări. Haideți să vedem.
Da, veți primi mesaje poate din trecut, de la o persoană din trecut și văd că veți activa, veți acționa și vi se spune să faceți acest lucru, văd că există foarte multă speranță, un nou început, văd că vă conduce sufletul dumneavoastră sau o persoană din trecut sau vă veți îndrepta spre, vă veți întoarce poate undeva în trecut sau vă veți îndrepta spre a acționa în ce privește un proiect în special pe care îl aveți de când v-ați născut sau de ceva timp. Și văd că vă veți activa și veți acționa în ce privește stabilitatea dumneavoastră, pentru stabilitatea dumneavoastră. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, numai bine, Doamne ajută! Haideți să vedem ce pentru zodia Scorpion. Regina de cupe. Dumneavoastră sunteți acea persoană sau veți intra în contact cu altă femeie, semn de apă, rac, scorpion, pești. Văd că sunteți foarte intuitivă, să spunem așa. În această zi veți intui în ce privește o persoană din trecut, o situație din trecut. Vi se spune să vă ascultați inima. Veți avea mai multă grijă de alții sau vă preocupați pentru alții în această zi? Veți sări în ajutor altor persoane? Patru de cupe, văd că sunteți un pic distrați și nu vedeți o oportunitate sau sunteți plictisiți, ceva nu vă place, nu vă convine și acest lucru vă preocupă, vă neliniștește. Sunteți persoane sensibile, sunteți persoane foarte emotive, dar și foarte profunde, să spunem așa. Și văd că vă uitați acolo undeva în trecut sau așteptați pe cineva din trecut să se întoarcă acasă. Văd că aveți foarte multă grijă de alte persoane și nouăle de monede îmi spune că în această zi văd că veți avea parte de vindecare și veți fi foarte independentă, veți avea mai multă grijă de voi, vă veți da seama că e momentul ca să aveți mai multă grijă de voi, să vă oferiți, să vă faceți un cadou, ce știu, o garderobă, o schimbare de look, să vă cumpărați ceva bun pentru dumneavoastră, adică să vă aducă plăcere sufletului și văd că poate veți primi chiar și o sumă de bani, veți avea parte de o intrare de bani sau nu știu, dar văd și că veți ocupa în această zi de independența dumneavoastră și văd că veți prețui timpul petrecut singură sau singuri și văd o echilibrare în ce vă privește pe plan fizic, dar și emotiv, vindecare. Și văd că aveți parte de abundență, da? Și poate unii dintre voi chiar aveți plante, flori și vă veți ocupa de aceste lucruri și vă veți lua un moment de odihnă. Da, foarte mult vă gândiți la o persoană la distanță sau la distanță, la o călătorie, vă gândiți la acest lucru, aveți foarte multe emoții sau așteptați pe cineva, vă gândiți la cineva și e nevoie să vă vindecați. Foarte multă profunzime. Haideți să vedem. De aici văd patru de cupe în ce privesc anumite documente sau în ce privesc anumite probleme legale. Aici văd că ceva vă nemulțumește. Sunteți insatisfăcuți de cineva sau de ceva anume în ce privesc documentele, facturile, plățile, legea. Sau ați trecut, vi s-a făcut o nedreptate și văd că vă nemulțumește acest lucru și vă gândiți la acest lucru. Și văd că nouăle de monede veți avea parte de oportunitate. Vi se va deschide o ușă sau veți pleca din casă sau veți merge în vizită la cineva în casă. Văd că veți avea parte de oportunitate. Și cred că vă veți ocupa un pic de casă sau vă veți odihni acasă în această zi. Haideți să vedem. Da, au ieșit prea multe. Am să aleg eu că sunt prea multe. Vă gândiți să plecați într-o călătorie sau așteptați pe cineva de la distanță și văd că veți avea parte de un nou început, să dați trecutul la spate. Și văd că veți avea parte chiar și de forța necesară pentru a evolua.
Patru de cupe cu legea justiției aici, Zodia Berbec. Zodia Berbec, văd că va trebui să acționați. Va trebui să acționați poate pentru o persoană născută în Zodia Berbec sau care are ascendent în Zodia Berbec sau în ce privește stabilitatea noastră, casa noastră. Aici poate va trebui să. Poate vi s-a făcut o nedreptate sau trebuie să rezolvați anumite documente legale pentru o persoană născută în Zodia Berbec și văd că veți acționa. Sau e posibil ca o persoană în Zodia Berbec să fi fost un pic cam irascibil, instabil cu dumneavoastră, să vă fi provocat o nedreptate prin nerăbdarea sa, prin impulsivitatea sa și aveți nevoie, trebuie să rezolvați aceste lucruri poate pentru luna aprilie sau din luna aprilie, dar văd că veți acționa în ce privește justiția, căsătoria, documentele sau un divorț, ceva ce nu vă convine, dar trebuie să acționați. Nouăle de monede, văd că veți primi mesaje. Veți primi mesaje, poate să plecați la drum, să ieșiți din casă, să vă întâlniți cu persoane, să vorbiți, să comunicați și văd că există foarte multă gândire. Sau în ce privesc aceste mesaje sau oportunități pe care le veți primi în casa dumneavoastră sau când veți ieși în drumul dumneavoastră, veți întâlni aceste oportunități sau mesaje care vor veni, vă va pune un pic pe gânduri, vă va da de gândit, să spunem așa, și va trebui să vă gândiți. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere, numai bine, vă mulțumesc că m-ați urmărit. O zi frumoasă. Vă trece la Zodia Pești. Zodia Pești, văd aici nebunul cu nouăle de bețe. Nebunul aici îmi spune că veți avea parte de noi începuturi, dar sau există o instabilitate, un caos în viața noastră din cauza unei persoane imature. Și acest lucru văd că vă rănește, trebuie să vă protejați munca, să vă protejați noastră ca persoană. Ați mai trecut prin situații de genul cifra 9 sau 4 are un rol important, poate ceva din trecut reveni și această persoană este impulsivă sau nerăbdătoare, un pic caotică, dar și un pic cam nebunatică, face ceea ce, sau nu știu, dar acest lucru văd că vă rănește. Mai aveți un pic și veți termina acest ciclu, trebuie să luptați și veți avea parte de victorii dacă veți lupta. Văd că pentru unii dintre voi veți ieși cu cățelușul, cu copiii, văd că veți face un drum unde o aduce foarte multă, cum să zic eu, bucurie, pentru că la acest drum văd că copilul dumneavoastră interior va ieși la suprafață, să spunem așa, și vi se spune să, dacă doriți să începeți un nou drum pentru alții dintre voi, într-o nouă aventură, un nou început, vi se spune să aveți mai multă încredere în voi. Și să îmbrățișați adevăratul vostru scop în ce vă privește. Într-adevăr, sunteți un pic neîncrezător sau vă e frică, dacă trebuie să spuneți nu, vă recomand să spuneți nu. Sau veți spune nu la o situație care e caotică sau vă preocupă acest nou început. Pentru că ați obosit, da, ați obosit sau v-ați săturat să repete aceleași lucruri, dar văd că veți avea parte de noroc oricum. Împăratul văd că pentru a avea stabilitate și pentru a avea parte de succes, vi se spune să vă organizați și să folosiți logica și disciplina pentru a avea parte de stabilitate. E posibil să mergeți undeva în oraș, să intrați în legătură cu o instituție, cu autoritate și acolo sunteți un pic, cum să zic eu, titubanți, nu știu dacă e în română sau în italiană, acest cuvânt nu mai mi-aduc aminte, dar sunteți neîncrezători. Aveți încredere în voi și dacă vă veți folosi logica și disciplina și vă veți organiza bine, veți planifica următorii pași în ce privește posibilitățile noastre, veți avea parte de succes. Da? Văd că veți fi un lider, veți lua hotărârea mâine dumneavoastră. Văd că pentru a aduce stabilitate în viața dumneavoastră și e posibil să intrați în legătură cu Zodia Berbec sau să
un bărbat să vă ofere această stabilitate în viața dumneavoastră, siguranță chiar și financiară din partea acestui bărbat. Dar vi se spune să fiți un leader care rezolvă lucrurile, situațiile, dar cu delicatețe, cu compasiune. Nebunul aici văd că veți primi o surpriză sau se va întâmpla un eveniment surprizător care vă va lua pe neașteptate, poate din partea unei persoane mai nebunatice, cum vă spuneam. Oricum, veți avea parte de o surpriză, de un nou început neașteptat, da? Vă va lua prin surprindere. Să plecați la drum, da? Văd că veți lua o direcție, această surpriză, mesaj sau nou început care va veni, vă va duce într-o călătorie sau veți lua o nouă direcție. Poate să vă întoarceți undeva în trecut unde ați mai fost. Poate ați fost la distanță 9 luni de zile și acum sau vă veți întâlni cu o persoană cu care nu v-ați mai văzut și o persoană născută în septembrie, fecioară sau în cifra 9, într-o zi de 9. Dar și cifra 4 are un rol important. Vi se spune să, pentru, cu acest bărbat, pentru stabilitatea noastră, siguranță, casă, vi se spune să fiți înțelepți. Sau, în ce privește stabilitatea noastră, vi se spune să fiți înțelepți, da? Pentru a avea parte de această stabilitate. Dar văd și că cu un bărbat cu care veți intra în contact este un bărbat înțelept, un bărbat organizat, un bărbat cu picioarele pe pământ, un bărbat care știe ce vrea. Haideți să vedem. Aici vi se spune că va veni cineva. Va veni de peste hotare cineva și cred că vă va lua prin surprindere. Da? Va veni cineva și vă va lua prin surprindere. Sau în ce privește o acțiune din partea Rudii, Berbec, Capricorn. Cineva va veni către dumneavoastră. Văd o renaștere în ce privește o călătorie sau în ce privește un trecut. Veți renaște. Veți renaște din propria cenușă. Și în casa dumneavoastră, mai e și casa. În casa dumneavoastră văd că există, vi se spune să fiți înțelepți, să vă folosiți înțelepciunea și văd că veți avea parte de stabilitate. Și chiar de siguranță și poate chiar și din partea celui bărbat sau vă veți organiza pentru un proiect de casă, pentru o casă, cu poate cu autoritate sau în casa dumneavoastră veți sta un pic cam acasă și văd că vă veți folosi înțelepciunea, văd protecție. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută!